Bună ziua, l-avem aici de față pe domnul. Bodea Dumitru, zistică, de la Cornești. Și am înțeles că pregătiți o tocăniță de miel ca la carte, așa cum o știți din generații, de la părinții dumneavoastră, de la bunici, străbunici. Da, eu am învățat de la ei, de la familie, de acasă. Deci, haideți să începem să prezentăm rețeta puțin. Deci, la un miel de 10 kg, 2 kg de ceapă, 1 kg de gogoșari, ulei prima dată, sfârâit acolo, făcut, băgat boia. Condimente? Condimente simple, sare de sac, nu din asta măruntă, sare mare, piper, foi de dafin. Mielul ați ales din ferma dumneavoastră? Da. Miel de 10 kg, crud, n-are decât o lună jumate. De ce trebuie să fie la o greutate anume, la o vârstă anume? Mielul e bun, de la o lună în sus poți să-l mănânci. Numai am ales un miel bun, un miel gras. Ce înseamnă un miel bun? Grăsime? Grăsime, nici gras tare. Cum e mai bun pentru ceaun? Să mergem mai departe cu rețeta. Ceapa, bine călită. Bine călită, gogoșarul și boiaua. Boiaua contează mult. După eu am boia adusă de la cineva cunoscut, că îi dă culoarea. Că dacă e boiaua făcută din magazine, aia e vopsită. Nu-i artificială? Da. Și aia contează cel mai mult. Carnea, cum ați tranșat? Carnea am tăiat, am pregătit-o, e tăiată bucăți mici, că nu trebuie bucăți mari. Și anumite părți ale mielului? Nu, tot mielul. Tot, în afară de capul ăla, nu l-am băgat, că e bună ciorbă. Mai departe, după ce amestecați și carnea, cum o lăsați puțin să... Nu, imediat, acum deja bag gogoșarul și... Cât durează prepararea? O oră bună, așa, o oră jumate. E suficient. Dacă e mielul, pe cât e de tânăr, dacă faci din oaie, durează 3 ore. Carnea este necondimentată. Necondimentată, n-am pus nimic pe ea, decât apă să ieși un pic sângele din ea. Și acum băgăm aici amestecăm un pic. Deja uitați-vă ce culoare are, ce bine arată. Datorită ardeiului și la boiaua. Boiaua e primul lucru care face la tocăniță. Adăugați și apă. Imediat după ce ați pus carnea? Nu bag apă. Asta iar e un secret mare. La tocăniță nu-i bine să bagi apă. Ia-și lasă apă, cum o stat în apă, puțină apă. Și mielul e frumos să se facă, să frigă în ulei mai mult. Deci apă absolut deloc? Păi văd, depinde după cum se fereau. Mielul e crud. Mielul e crud, care o lună și nu trebuie fiert mult. La oaie bagi, dacă e oaia mai bătrână, trebuie să bagi că se fiarbă. Dar aici nu-i nevoie, că mielul e crud și... Păcat să strici cu apă. Apa nu-i bună nici în cizme. Trebuie să fie ceaun din fontă. Da, ceaun din fontă. Direct pe foc. Și mai contează ceva. Flacăra mică. Să nu te pui să-l faci din lemn, de bun înțeles. Să nu-i dai în 10 minute să termin. Că poți să-i dai să fiarbă aiurea. Ăsta trebuie să facă încet într-o oră. După ce ați adăugat carnea, cât mai trebuie să fiarbă? O lăsați? Păi trebuie să fiarbă o oră. Suntem pe final sau aproape de final? De final. Finish-ul. Tocănița e gata. Mămăliga e gata. Acum să vedem nota ce mi-a dat. Cum ați testat-o? Am gustat, e foarte bună. Și de sărat, nu-i sărat. Cum e mai bună? Știți că se spune că acest preparat din miel are foarte multă grăsime și din cauza asta foarte mult resping. Mielul nu-i ca și oaia să fie grăsime. E gras, dacă nu-i gras, mielul nu-i bună carnea. De aceea ați ales un tânăr? Știu eu că e bun. Miel tânăr și... Cum e mai bun? La așa tocăniță, cea mai bună e mămăliga. O mămăligă caldă, cu tocănița aia, îi face totul. Că pâinea nu-i pentru... Așa e tocănița, asta trebuie să fie neapărat mămăligă. Cu puțină brânză? Cu puțină brânză și cu puțin vin și o țuică înainte și de toate. Să vedem cum ce a ieșit aici, că eu am lăudat-o prea mult, dar să vedem acum ce îi. Așa, să pun și un pic de mămăligă. Stați numai un pic. Așa... Și un pic de mămăligă și atunci să vedeți ce este aici. Vă rog, trebuie să luați și cuțitul de acolo. Luați cu încredere.
Luați cu încredere că e ceva bun. Este categoric cea mai bună tocăniță de miel pe care am mâncat-o anul acesta, pentru că noi, redactorii Ferma Media Group, participăm la toate întâlnirile crescătorilor de animale, unde fiecare sărbătoare se încheie cu o masă câmpenească pe cinste. Vă mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc pentru filmare și pentru tot. Vă mulțumim pentru că ne-ați pregătit o masă atât de delicioasă. Și altă dată, mai veniți pe la, și la mine, la Stână, la Cornești, puteți să veniți oricând când aveți un drum pe acolo, altfel în câmp. Și o recomandare pentru cei care se tem să mănânce mielul sau se feresc de gustul de miel, nu se simte atât de mult oaie. Cum să o pregătești, nu miroasă oaie, nu nimic. E ceva bun. Vă mulțumim. Plăcere.